Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încă un primar prins cu minciuna. Colecție nesfârșită, de data asta vorbim de primarul din New York. Hey. El a fost prins cu minciuna, deși se declară vegetarian, a fost surprins mâncând pește într-o cârciumă italiană din Manhattan. Da. Da. Eu, scuzați, eu consider că peștele este vegetarian. Nu consider carne. Și eu am remarcat asta la da. Vegetarieni, că scapă în pește destul da. De des. Adică dar nu consider... Dar nu iau ca pe un păcat. Adică... Nu, da. Peștele e practic... E tot carne, e porc, vită, vânat. Da. Astea sunt carne. Mamifere. Peștele ceva, nu știu... Între ștevie și când mază. Când îl plantezi? Primăvara sau toamna? Când da. Îl pui în grădină? Nu știu, crește în apă, ca ștevia, deci da. Între ștevie și... Da, poate că era pește din mazăre. Ce? Adică dacă există mici din mazăre, Doamne, atunci de ce n-ar exista și pește din mazăre? Crap poți să faci din mazăre, mă gândesc. Crap poți să faci din mazăre? Da, nu poți să... De fapt, și de ăștia de apă dulce. Știi? Răpitori. De fapt, nu de apă dulce, răpitori în general, care au carnea dulce. Că și mazărea e dulce. Și atunci poți să o păcălești. E doar să o albești. Da, și practic poți să te duci la pescuit cu săpăliga. Cu ce se recoltează mazărea. Purtătorul de cuvânt al primarului negase anterior că șeful consuma pește. Nu, domne, e vegetarian jurat. Nu. Și a rezultat un mare scandal, supranumit Fishgate acum, pe rețelele de socializare, cu ce mănâncă primarul. Asta e o direcție periculoasă. Adică nu știu dacă chiar vrem să intrăm în detalii cu ce mănâncă politicienii. Asta e un subiect. Dar stai ce preocupări au ce înseamnă să ai... Da, mă, da, să-ți meargă treaba bine și tu... Deci nu mai ai treaba cu gropi din oraș, cu alea s-au dus la ăla... Au zis șeful mănâncă pește? Nu, niciodată. Serios? Dar nu atinge. Și bun, domnule, l-am prins cu... Avea biban, o farfurie, nenorocitul. Vărgat. Incredibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.